Bună ziua! Ce puteți spune despre participarea CertSign la acest eveniment GoTech? Noi suntem obișnuiți cu prezența la GoTech. Este cumva cel mai important eveniment de profil și ne-am propus ca de la an la an să nu lipsim niciodată. Încercăm tot de la ediție la ediție să venim cu noutăți și în primul rând să vedem așa la firul ierbii mai exact ce anume are nevoie piața, care mai sunt tehnologiile dincolo de ce știm, dar ocazia asta să le și cunoaștem. Și ca de fiecare dată ne pregătim din timp pentru GoTech. În contextul acestei transformări digitale prin care trece România, cu ce proiecte a venit CertSign? Ce ne-ați pregătit? Da, e o întrebare cu un răspuns foarte lung. E adevărat, transformarea digitală e pe buzele tuturor în momentul de față. Fiecare o privește așa cum îl avantajează. Nu avem o definiție, nu există o definiție foarte exactă pentru acest fenomen. În schimb, e clar că ne dorim, în primul rând, să fim mai eficienți. Toată lumea are nevoie de transformare sau de proiecte în zona de transformare digitală. La finalul zilei trebuie să fii mai eficient, trebuie să îți crești numărul de clienți, să-ți mărești portofoliu, trebuie să fii mai sigur decât în momentul de față și credem iarăși că este foarte important să rămâi la fel de responsabil, adică cu cât te duci în zona de electronic și începi să iei decizii acolo, trebuie să fii și responsabil, atât tu cât și partenerii sau clienții tăi. Noi avem o paletă destul de largă de servicii în zona aceasta. Foarte multe dintre ele sunt din zone reglementate. Cu siguranță cei care ne urmăresc sau ne vor urmări sunt obișnuiți cu semnătura electronică, cu valoare legală. Este un instrument care a început să-și dovedească utilitatea mai mult decât am încercat noi să împingem trendul ăsta, dar e o chestiune naturală să crească adopția, pentru că suntem în mișcare, avem nevoie de timp și tot timpul trebuie să luăm decizii și atunci avem soluții care îți permit să semnezi de pe mobil, să semnezi de pe laptop, să poți să semnezi din absolut orice loc în care te afli, poate chiar și în mașină, dar pe loc, da, parcat, nu mers, și să fii responsabil, pentru că semnătura calificată are valoare de semnătură holografă. Noutatea este Identitatea digitală vine tot dintr-o zonă reglementată la nivel european, deci recunoscută implicit și la nivel național. Noi avem un serviciu în acest sens, o identitate digitală obținută în urma unui proces de eliberare online sau offline, care este echivalent cu prezența fizică. Mai exact, ai o aplicație, putem chiar să vă arătăm cum arată, o aplicație pe telefon, ținută în condiții de maximă securitate și în baza căreia tu te poți identifica electronic la orice furnizor de servicii. Urmarea acestei identificări și a faptului că are un nivel foarte ridicat de încredere, poți să faci onboarding la o bancă sau la un furnizor de utilități, poți chiar să soliciți o semnătură calificată, da? El are un nivel atât de ridicat de încredere încât un furnizor de servicii de încredere, de semnătură calificată, poate să-ți elibereze o semnătură. Poți să accesezi un serviciu electronic al unei instituții publice, a unei primării, chiar avem un proiect în zona asta. Deci, practic, identitatea ta este transpusă în mediul electronic. Cel mai sigur element constă în faptul că toate datele sunt exclusiv sub controlul tău, deci ele nu există în altă parte decât sub controlul tău și poți cu aceeași identitate să o folosești în mai multe situații, pentru că ăsta este unul sau cea mai mare miză. Mereu când trebuie să ne identificăm undeva, trecem dintr-un proces. Fie mai facem o identificare video, fie ne mai ducem de două ori în branch, ne cheamă că ne-au expirat, trebuie să ne actualizăm datele și atunci această soluție îți permite să o refolosești de foarte multe ori cu același nivel de încredere. Aplicația este deja disponibilă? Da, este disponibilă. Este primul și singurul serviciu de încredere reglementat la nivel european în România.
Avem o serie de proiecte pe care le discutăm atât în zona financiar-bancară, cât și în zona de telco sau utilități. Proiectul funcționează, este în producție și eu mă bucur că spun că e la o primărie. Deci iată că zona administrației publice locale a fost foarte deschisă și receptivă la ce urmează să se întâmple, pentru că ăsta este viitorul. Și avem un proiect implementat la primăria Sibiu, de care suntem foarte mândri. Și mai sunteți în discuție și cu alte primării sau deja aveți parteneriate? Da. Ne-a ajutat foarte mult și acest proiect. Ne-a ajutat și perioada premergătoare lansării în producție, în care am propovăduit foarte mult acest instrument, pentru că fie că vorbim de această identitate electronică, care n-am inventat-o noi, ea există ca și concept și ca și definiție, fie că vorbim de semnătura electronică, toate pornesc de la un cadru legal. Și asta este temelia peste care începi să construiești în funcție de nevoile pe care vrei tu să ți le rezolvi. Dacă folosești o semnătură calificată sau un mijloc de identificare electronic, ambele sunt reglementate și efectele sunt recunoscute, efecte că ai semnat, efectul că te-ai identificat, au recunoaștere legală. Deci putem spune că legislația din România este benefică și favorizează acest tip de proiecte? Da, putem spune că am început ușor să ne adaptăm și noi pe alocuri legislația la legislația europeană, pentru că legislația europeană este, așa e când e multă lume și toată lumea se bucură. Legislația europeană, mai ales regulamentele, sunt lege pentru fiecare stat membru, dar există nevoia de multe ori ca și la nivel național să mai reglăm anumite aspecte și da, se vede în zona asta o deschidere destul de mare și sunt lucruri care în final ajută piața. Ajută piața să aibă un nivel mai mare de încredere în astfel de servicii electronice, să crească adopția, pentru că mulți își doresc, dar se uită la legislație și atunci se produce un trigger în momentul în care se întâmplă lucruri și până la urmă valoarea adăugată este la consumatorul final, fie că ești cetățean, fie că ești client al vreunei bănci sau companii, pentru că nu trebuie să te mai deplasezi în aceleași condiții. De security.